Virgil Maftei este un gorjan trecut de prima tinerețe care povestește întâmplările petrecute în urmă cu 40 de ani, alături de părintele Arsenie Boca. Fost angajat la uzina de armament de la Sadu și foarte tânăr la acea vreme, l-a cunoscut pe Arsenie Boca în perioada în care comuniștii îi interziseseră să mai oficieze slujbe, dar practica pe ascuns. Virgil Maftei spune cum l-a dus pe preot într-o grotă din Sadu ca să toarne cruciulițe. Cunoștea toate peșterile din zonă în care se juca în copilărie. L-a dus pe Arsenie Boca într-o peșteră ascunsă sub un fost cimitir, unde au început să facă împreună cruciulițe. El studiase la Belle Arte în București, era un pictor extraordinar de bun. După ce absolvise teologia și prin cineva am ajuns la el la Sinaia, unde făcea slujbe pe ascuns. Și acolo împărțea cruciulițele acestea care le făceam aici. Și eu i-am propus, pentru că el a vrut să viziteze locurile noastre. Tot era într-un spre Laini, spre mănăstire, a fost de acord cu mine. Haide, și l-am băgat aici. Virgil Maftei făcea rost de materia prima furând aliaje de la uzina la care lucra. Toate cruciulițele erau făcute dintr-un aliaj pe bază de argint. Hai să fiu sincer, îl furam pentru că îi promisesem lui. Dar nu m-a întrebat niciodată de unde îl am. Aveam locul meu pe unde ieșeam din întreprindere. Aveam portarul meu care mă servea și nici eu n-am spus la nimeni. Cum comuniștii erau pe urmele preotului, își făcuseră un plan de ieșire din grotă în cazul în care erau găsiți. Cineva, oameni, că aici erau ogoare cu porumb și mai făceau necesitățile. Vă făcuseți mai multe un plan de, planul, sigur. De a scăpa. Sigur că da, planul. Dar nu v-a deranjat nimeni în tot acest timp? A venit cineva, deci o femeie cu un copil așa, pentru necesități. Am tăcut din gură, nu ne-au văzut că e acolo la intrare. S-au postat, dar nu, nimeni nu și-a dat seama. Odată era să ne prindă un milițian de pe atunci, Gigi Curcă, ne-a oprit. Câteva luni a lucrat gorjanul împreună cu Arsenie Boca în grota de sub munte, din zona Sadu, unde au turnat cruciulițele pe care părintele le dădea credincioșilor care îl căutau.